Formația maghiară a fost invitată să susțină un concert în cadrul Zilelor Culturale Maghiare. Spectacolul a început prin difuzarea unor imagini cu Hitler și Lenin. Prezența trupei maghiare la Cluj a stârnit controverse. Nu cred că și-au locuri astfel de manifestări aici, în contextul european actual, mai ales că această formație promovează mesaje cu caracter irredentism, revizionist și chiar și obscen. Se putea evita invitarea lor, mai ales ținând cont de repertoriul pe care l-au, care, din câte știu și eu, este destul de jignitor la adresa poporului român. Putem accepta orice, atâta timp cât nu jignește simbolurile naționale, cât nu jignește comunitatea națională. Nu ne identificăm și ne asumăm toate mesajele lor. Au apărut, într-adevăr, imagini cu Hitler, cu Stalin, cu ISIS, dar e vorba în mesajul melodiei. Nu putem să ne asumăm tot repertoriul lor, ne exprimăm chiar regretul dacă publicul a fost lezat în anumite privințe sau dacă a fost jignit. Evenimentele din cadrul Zilelor Culturale Maghiare au iscat polemici la ediția de anul trecut. Atunci, unul dintre cei mai contestați lideri ai secolului 20, dictatorul Horthy Miklos, a avut parte de o secțiune specială în cadrul unei prelegeri.